Hei, salutare! Sunt Ionel. Hei, bună ziua! Sunt Ionel Nistor, de la Apicultura din România Live. Api Sinez vă salută! Avem astăzi bucuria de a povesti puțin cu dumneavoastră, atât despre emisiunea din seara aceasta, dar mai ales despre surpriza care o am pregătit aici pe masă. Ne bucurăm de produsele de la Cira, de la Duto Food, iar așteptăm să le prezentăm. Mulțumesc soției care astăzi mă ajută atât cu intro cât și ca și cameraman. Și de asta să povestim despre bunătățile care se vor bucura albine. Voi începe în primul rând cu mult așteptata sursă superproteică. Povesteam experimentul meu de a aplica la starterii care acum produc rătișorul de mapă, tot aceasta pentru a vedea cum funcționează, în paralel cu o sursă produsă de mine, ca să avem o comparație. În seara aceasta vom face și emisiunea în care avem invitate Lucian Iluț, domnul profesor, apicultor drag, cu care vom vorbi despre hidromel, va fi o emisiune introductivă, vom da puțin și din casă câteva percepții și rețete care le avem fiecare dintre noi, nădăjduiesc să am și alți invitați pe tema aceasta. Ca și bibliografie, au stat în fața mea trei cărți pe care am extras din ele, mai este o carte foarte valoroasă, dar încă nu am în biblioteca mea, ce să mă ocupăm, nu doar 350 de roni. Auzit soția trebuie să nu-mi taie bugetul. Cele trei cărți ne-au stat la bază pentru a realiza emisiunea pe hidromel. După aceea vom avea împreună cu noi pe domnul dr. Popovici. Vom discuta despre nutriția albinelor, ce mai să și de ce să rămân albinele. Cu cartea vârstului avem alături de noi. Putem fundamenta câteva idei. De asemenea, să ne bucurăm cu toții. Turta superproteică, turta hrănire solidă energetică, am folosit-o și în primăvară, și turta cu plante, mi-a vorbit foarte mult domnul Popovici, de-abia aștept să o avem alături de noi. Iar în preocuparea noastră de a substitui fumaginina, avem câteva produse probiotic Biogeno și antivarnosem, de-abia aștept să-l provez la albine. Negreșitul și mult utilizatul Apivirol, pentru mărirea imunității albinelor, eu îl folosesc de câțiva ani. Aici api nectar pentru stimulare, api totalul și aici este nu altceva decât api polenul substitut. Și de-abia așteptăm să aplicăm la albine. Clar, cele două siropuri le vom prezenta și în seara aceasta, că vom vorbi despre api nectar substitut, api polen substitut și despre turta superproteică. Cam asta este, mare, de-abia așteptăm să ne vedem în emisiune și să punem întrebări.